În cadrul întâlnirii la care au participat reprezentanții asociațiilor, președintele Camerei Agricole Naționale, ministrul Agriculturii și secretarii de stat s-a luat în discuție posibilitatea ca statul să despăgubească fermierii ale căror culturi au fost calamitate. Pentru ca agricultorii să primească acești bani, a fost nevoie ca ministrul Agriculturii Daniel Constantin să ceară acordul Consiliului de la Bruxelles. Domnul ministru Daniel Constantin a fost prezent la Bruxelles și Comisia Europeană a făcut o derogare pentru a despăgubi seceta anul acesta în România. Sumele sunt pentru persoanele juridice până la 400 de lei, iar la persoanele fizice până la 200 de lei, plus vor fi scutite de impozitul pe norma de venit. Era normal, ținând cont că și anul trecut am avut probleme în județul nostru, să ne ajute cumva. Până la urmă, ieri iarăși am fost la o întâlnire unde s-a discutat și despre fondul mutual care trebuie, e o necesitate pentru agricultura din România și pentru investițiile în sistemele de irigație. Cele mai afectate culturi în județul Mehedinți au fost porumbul și floarea soarelui. Ploile au lipsit cu desăvârșire, plantele s-au uscat, iar producția a fost mult diminuată. În acest sens, la nivelul primăriilor s-au întocmit comisii de evaluare a pagubelor, din care fac parte reprezentanții ai Direcției Agricole de Dezvoltare Rurală, ai Agenției pentru Plăți și Intervenții în Agricultură, din cadrul Prefecturii Mehedinți și Agentul Agricol din comună. În urma centralizării la nivel de județ vom avea o imagine exactă a calamităților produse în județul Mehedinți și le vom înainta mai departe Ministerul Agriculturii. Până acum, dacă ar fi să vorbim despre procente, în ce măsură a fost afectată cultura? Depinde acum de cultură și de zona în care a fost. A fost, să zicem, o medie de peste 50% cam în tot județul. Sunt și zone unde au fost mai puțin afectate, dar cred că se încadrează majoritatea culturilor la peste 30% gradul de afectare de la care pot primi anumite compensații. Banii pentru culturile calamitate vor ajunge la fermieri în lunile următoare. În plus, în această perioadă urmează să se achite parte din subvenția pe suprafață în procent de aproximativ 70%.